Bună ziua, doamnelor, domnilor, mai bine nu se putea știință și imaginație decât să vorbim despre Atlanticron. Aici e proiectul acestei școli de vară, care, Academie de Vară, spune prietenul Sorin, care va fi la 23 sau 24-a ediție, o să ne spună imediat acum, și avem doi invitați de marcă, pe Gizmo, îmi place să spun Gizmo, Gizmo e un personaj. În revista Știință și Tehnică, când colegul Cristian Română face experimentele, zice, a venit nepoțica mea Gizmo, care și, iată, ea e Gizmo. De fapt, o cheamă Carla Manescu, dar am să zic Gizmo. Carla Mană. Și Sorin Epanović aici de față, care este directorul acestei isulițe. Nu știu dacă există funcția. Atlanticronist șef. Da, mi-am asumat răspunderea de a coordona. Da. Pentru că lucrez până cu colegii mei de 24, apropo de ediție. Și o să vedeți care e programul în mare de aici, și iar pe Gizmo am invitat-o ca să judece lucrurile și să zică asta da, asta nu. Deci contăm pe tine. Da? Clasa A? Aici, trec a șasea. Am mai prins așa, zice, a cincea. Uite, de fapt am terminat a cincea, acum trece a șasea. E adevărat că mai e de parcurs o vacanță lungă. Nu te plictisești în vacanță? Ba da. Rău de tot vacanța asta, nu? E mai bine în timpul școlii. Da, e, cu nepoții ești de altă. Dar spune ce vei face mâine, de pildă. Voi participa la niște cursuri de jurnalism. Ia uite, frate, de unde-i vezi? Nu te temi pentru pâinea proprie, nu? Odată o vezi aici. Nu, și pentru mine a fost o surpriză. Azi am aflat că nu poate să rămână la mine toată săptămâna, pentru că trebuie să... Domnule Epanović, hai să dăm bătaie, hai să arătăm despre ce e vorba. O să ne arăte Cristi insula minunată, care e, ce să vă zic eu... Acolo, cum spuneam, dar Mirișa, Dumnezeu să-l ierte, o smârtiță. Da, e aproape, hard, da? Am mai vorbit de Sorin în emisiunea noastră. Chiar o avem în imagine pe ecran. Da. Da. Cât de mare, cât de tare. Cam cât un stadion. Da. În cap acolo, lejer, cam în fiecare vară ne-am adunat acolo peste 400 de tineri. După cum vedeți și în imagini, uiteți cam așa arată din satelit, o formă grafică, să spunem așa, cu arondismentele aferente. Este și un repanoport, au poreclit după... Da. Tot mai îl caut. Văd copacul lui Mișu. Da, Port Repanović, în partea unde-i Bac, unde-i Bacul, și terasa. Ah, da, Port Repanović. Aleea Basarabii, da. Aleea Juliet. Bulevardul Capidava văd aici. Da, bine că nu există așa ceva decât în această hartă. Dar se cam știu fiecare pe unde va sta. Mai mult se cam grebesc să ajungă primii pentru a ocupa totuși loc de campare. Mm-hmm. Nu se ocupă decât perimetrul exterior al insulei. Ne-a ajuns până acum. Și ceea ce e important este că am fost acceptați și găzduiți în fiecare vară de cei de la Ocolul Silvic. Această insuliță, pădurea de pe această insuliță urma să fie regenerată de ceva ani, dar datorită nouă n-a vrut să o lase totuși fără copaci. Și au acceptat ca să păstreze același... Da. Iar eu vreau să adaug și pot spun povestea asta în fiecare an, că am încercat să o iau prin hotărâre de guvern. Hotărârea de guvern, Gizmo, e o lege mai mică puțin, și la care semnează primul ministru, ministru de finanțe, și să treacă la Ministerul Tineretului ca să o aibă al de Sorin în perpetuă folosință. Și toată lumea mi-a semnat și la sfârșit n-am putut să o iau pentru că era așa de mică încât nu e pe hartă. Ea nu e pe harta Dunării, așa, e mititicul, acoperă apele, dar am luat-o și suntem, uite, proprietarii, noi doi și încă vreo 100-200 de aici permanent. Haideți să spunem că este așa o figură de stil, pentru că dacă am fi proprietar, am avea ceva probleme cu alte la autorități. În afară de impozit, formă, totuși ne-am ferit să avem activități cumva comerciale și n-am rămas mai în latura educațională. Adică ne-am bucurat să oferim șansa celor de vârsta noșoare aici de față și nu numai, adolescenți, studenți, le oferim șansa ca să fie împreună în vacanță de vară, unde, cum, așa cum a spus domnișoara, unii se plictisesc. Dar pot veni aici și timp de 24 de ore, 10 zile, cât durează să nu stai degeaba, să învețe. Te rog atunci să o șarmezi pe Gizmo să nu se plictisească. Hai să arătăm cu ce nu se plictisește. Dacă intrăm, mă ajută puțin Cristi. Deci așa ajungi pe Isus, da? Da.
Este, da, o variantă cea mai sigură cu barca. Da, să ajunge cu barca. În note mai greu, trebuie să știi să nu-ți vine. Nu prea ai voie, că avem sprijinul celor de la Poliția Frontieră și este interzis să... Da. Totuși... Aici e un loc important pe insulă, lângă insulă. Școala pe apă, să zicem? Păi, școala pe apă. Deci este o componentă a școlii noastre. Acolo sunt, este suportul logistic asigurat și oferit de către Ministerul Agriculturii, în care le mulțumesc încă o dată. Sunt trei bacuri dormitor, trei pontoane, unde desfășurăm activitățile curente. Vă spuneam, 24 de ore în 24, o oră, două acolo. Și, evident, îi găzduim pe lectorii care vin și pleacă. Avem, totuși, dacă ne uităm și pe pagina de internet, pe, în program, avem chiar și acum o jur de 50 de invitații. Iată un lector cu spatele la noi și lector, e Florin Munteanu după Florin, spatele. Da, Florin Munteanu. Care predă teoria complexității, teoria haosului și complexității. Nu la tablă, nu te întreabă nimeni. N-are tablă, vrei, nu. Deci când vrei, numai că nu ajunge timp acolo. Trebuie să fie mai lung. Și aia trebuie să precizez, Gizmo, toți vin, toți profesorii vin să-ți predea niște lucruri, să-ți povestească câte lume și stele. Numai că tu trebuie să-ți alegi. Dacă nu-ți place cum a vorbit, nu-ți place lecția, asta nu o faci la școală, dar ce poți să faci? Te duci la altcineva care spune ceva... Cristi, eu cred că în viitor va fi și așa, al de Gizmo din viitor, copiii ei, vor zice, nu, eu la ora asta, nu, pentru că ora aia îmi trebuie. Sau că în viitor să fie așa. Ai vrea să fie așa? Așa, o școală la alegere. Bă, după unde îmi place mie. Da, ar fi interesant. Apropo de ce ai vrea sau cum ai vrea să fie, să spunem că anul acesta ne-am propus, am pus un nume programului și numim Viitorul pe care ne-l dorim. The Future We Want. Vreau să vă spun că viitorul pe care ne-l dorim este... Acesta este și un site al... Da. Îl avem și pe... Da. Este și lozinca... summitului mondial de la Rio plus 20, viitorul pe care nu știu cine, după cine, dar noi am fost primii care ne-am pus așa, cum o să fim modest. Da. Aș aminti acum câteva lucruri, zicem noi, interesante, cu care vrem să, dacă putem intra pe program. Voi intra imediat acolo pe program, dar va fi greu să citească. Uite, nu, atât de, doar ca idee, atât... că există și un program, iată câteva imagini din el. Avem un număr de conferințe pe care le-am propus să fie punctele forte ale programului. Lumea de mâine, The World of Tomorrow, puterea Power of Hope, Imagination and Dreams. Vom vorbi și la fel considerăm din punctele interesante, atractive, despre Curiosity, despre amartizarea roverului, care se va întâmpla chiar în perioada de început a taberei noastre. Ancient and Timeless Future. Avem câțiva invitații din Statele Unite ale Americii care vor vorbi despre impactul trecutului asupra viitorului. Și avem din nou o temă interesantă propusă de Mihaela Muraru Mândra, provocatoare și pentru alți invitații ai programului nostru, The Future of Global Organization. Care va fi viitorul organizațiilor mondiale? Vedem acum se discută tot felul de lucruri. Despre Guvernul Pământului. Despre Guvernul Pământului. Așa câteva lucruri. Dar, referitor la totuși ce se întâmplă zilnic acolo, timp de 10 zile, vă spuneam, am rămas cu aceleași grupe de programe, știință, cultură, artă, sport. Avem mai multe programe interesante la știință. Vorbim despre știința viitorului. Avem din nou laboratorul de astronomie, despre roboți. Am invitat... Și despre roboți, Gizmo, înseamnă roboți în carne și oase sunt acolo, mișcă, sunt solari. Și ce spuneam mai devreme despre Curiosity, tot un robot este. Vom avea acolo miniatură, o formulă asemănătoare de robot. Curiosity e cel care va ajunge pe Marte la începutul lunii august, cu 6 roți are, va coborâ, va mișca roțile și o să începe să sape, să facă diverse treburi. L-am trimis cu, să facă isprăve acolo. Și interesant la fel de menționat este că vom avea în direct pe purtătorul de cuvânt al misiunii, speakerul, cum spun americanii, speakerul misiunii Curiosity. Uh-huh. Care n-a plecat pe Marte. N-a plecat pe Marte, este la... undeva în... La Pasadena, probabil. Da, la GPL. Și îl vom avea cu noi în direct pe speakerul acestei emisiuni să ne vorbească despre cum va evolua și cum ce se va întâmpla pe Marte mai departe și vedem să punem și câteva întrebări. Sper să avem un 20-25 de minute în direct. Mă bucur pentru asta. Am reușit să îi atragem în echipa noastră ca și partener pe cei de la Microsoft România și vor veni să ne vorbească acolo timp de câteva zile. N-am voie să spun mai multe lucruri, ce vor fi câteva lucruri surprize de aceea, dar vreau să-i menționez totuși și vor vorbi despre
chiar spun în engleză, că sună, mă rog, mai bine, Future Vision of Microsoft. Viziunea lui Microsoft. Cum văd ei pentru că și în lumea asta, dacă nu ești atent la viitor, o pățești. Uitați-vă la Nokia. Mare, tare, acum 6-7 ani, ce telefoane, cum a pornit în 90, da? Și la ora actuală a zbârcit-o, e probabil să fie înghițită chiar de Microsoft. Da. Ia uite ce frumoasă imaginea asta. Se întâmpla în 2003, când unul a scăzut foarte tare. Vreau să mai spun, pagina lui Roberto Coaglia, care este un mare autor de SF, dacă țin eu bine minte, el vine an de an și a învățat românește. Este parte, nu numai că a învățat românește, deja are locuințe pe aici. Scrie românește. Scrie, nici o problemă. Este parte din programul nostru, numai ca invitat, este ca și organizator. Ba, aș zice că face parte din patrimoniul insulei. Patrimoniul, da. Patrimoniul Atlanticul. Iată altă imagine, e de pe site-ul lui. Da. Hai să... E o surpriză pentru mine, nici nu știu că... Și-a imortalizat așa. Roberto și-a sărbătorit în România cei 50 de ani sau cât am plinit. Da, 25 de Cavidava și 50 de ani. Da? Așa. Aici, în anul acela, exista o legătură cu Pământul, cu uscatul Văd, că văd urmele mașinii până către țări. E, au îndrăznit unii și uite, alții au păstrat altceva. Și dacă ți-o acoperă durerea, îți acoperă durerea. Asta e. Da, cu Valentin Nicolae. Iată din nou niște lecții. Și interesante sunt și pozițiile. Ghizmo, vezi ce relaxat sunt oamenii și ce frumos se uită. N-au nicio treabă. Aceasta este sala mare de conferințe. Așa arată. Poate e un ecran mare de tot pe care fiecare poate să-și aducă producția zilei. Profesori în picioare goale. Da, aici Florin Munteanu este în pauză, ca să ne înțelegem. Deci nu e la cursul ăla, ci el încearcă să meargă spre masă undeva sau să bea un par cu apă, dar nu poate din cauza celor care interesați de... Trebuie să spune, poate, Emelia, că trebuie să deschide și gura ca să fie auzită. Entuziasmează de fă, uau! Să vedem, încetul cu încetul. Nu, la școală așa suntem învățați. Uite, un nou profesor care puțin balet, așa? Te oprește puțin aici. Am văzut o conferință de pe teme de astronomie, nu oricine, ci Gregory Benford, scriitor de science fiction, fizician de mare clasă. Lumea înțesată, asta era să întâmpla în Australia, claie peste grămadă era lumea acolo, pentru că Greg vorbea despre corăbile stelare, cum o să facă el ceva cu o pânză de 10.000 de kilometri pătrați, se bate soarele și în timp ce vorbea dansa și își prezenta proiectul ăsta. Era lumea nebunită acolo. Aici sunt și mici exerciții artistice. S-a vorbit foarte mult până acum de partea științifică a taberei, dar tabăra are și o dimensiune artistică. Să da, zicem. E doctor Aurel Manole, care și-a dat doctoratul în subiecte în tehnologii de felul ăsta. Deci cineva care e interesat mai degrabă de zona aceasta artistică. Uite, studente relaxate. Scăpate de familie, de mamă, fugite de la mama lor. Radiotelegrafistul nostru. Da, este o stație de radioamatori. Deci, Federația de Radioamatorism, care e chiar o instituție serioasă, solidă, își trimite reprezentant de fiecare dată și se spune că acum 3 ani, prin intermediul Federației, s-a vorbit cu stația spațială figuri internațională. Figuri din tabără. Da. Figuri dubioase, dacă te uiți așa, bătute de soare, tale, Roberto. Momente de relaxare, asta e între orele de curs, să le zicem noi așa. Mă rog, dar cine se plictisește pleacă de la curs și se mută la cursul vecin sau vecin, sau vecin, dintr-o parte în alta. Se mănâncă și dintre lucrurile care sunt prinse acolo, dar altfel aprovizionarea cu alimente este extrem de bine pusă la punct și extrem de riguroasă. Este adusă de pe uscat, nu? De la Cernăvăt? Nu, pregătim acum. Acum avem se pregătește acolo. Dacă să pregătim acolo. Astea sunt, cred că se ilustrează bine atmosfera de acolo, prieteniile care se leagă între oameni. Aici este un atelier, este Rodriga SF. Deci acesta este un atelier de literatură. Literatură SF, firește. Aici e un atelier de mâncat. Nu, dacă ai răbdare și vrei să prinzi pește, să prinzi pește. Într-o vreme au făcut kendo, sau ce Dumnezeu e acolo. Nu, chiar scrim. A venit Ovidiu Petcu, cu două săbii și două măști. Iar imagini cele, să zic, cartul de vârste. Bănesc că tânăra de acolo de mai mici dimensiuni, bănesc că are vreo 5 anișori. Acum nu, acum are 9 anișori și este lector junior la Atlantic Run și predă origami. Mai mică decât tine. Știi ce e origami? Da.
Hârtie creponată, tăiată. De seniori? O să știți că știi mai multe decât spuneam. Știu. O să vă povestesc că poate dacă o provocați despre robotul ei. Iarăși niște imagini. Nu știu, e un gif aici animat foarte interesant. Deci ideea este că lumea este, cum să zic eu, extrem de relaxată în timp ce se învață, se descoperă lucruri noi. Din păcate, nu știu dacă vom găsi aici imagine cu observatorul astronomic. Nu, aici de menționat că este un site personal. Da, da. Dar mă gândeam că poate are și el. Pe site oficial se regăsesc tematice, deci fotografii tematice. Sau o să intrăm și pe ele, nu, dar știindu pe Coaglia, mă gândeam că... Aici este clasa de yoga. Rămâi puțin asta. Deci yoga. Cineva a vrut să facem yoga. S-a găsit profesor de yoga și hai să încercăm să vedem despre ce e vorba. Au venit mulți. Dans irlandez a vrut cineva. S-a făcut dans irlandez. Nici o librărie, un stand de carte. Acesta este Roberto. Da. Doamna deputat Mihaela Muraru Mândra. Domnul... Și mă rog, Ghidogan. Iată, lecții de box. Sunt multe lucruri care acolo se pot face acolo. Am să intru acum și pe site-ul Atlanticron și o să căutăm și poze din zona astronomiei. Intrăm la impresii. Nu, deci continuați. Mi-a un timp până le... Cam câți oameni să fi fost de-a lungul timpului? Am încercat să fac asta vorbim de, dacă matematic, acum vorbim de o prezență de 400-500 de oameni pe vară, din care revin cam 30-40% de 20, aproape 25 de ani. Da, la început erau mai puțini. Mai puțin, dar tot spre 300 tot ăsta de nou, cam 300, mm-hmm, cam așa. Deci, mii de, că a fost, 5.000, 6.000. Da, spre 6-7.000 de oameni. Da, eu încerc să găsesc, nu... Bun, aș mai vorbi despre vorbeam de programele de știință, interacțiune între materie și între minte și materie, puterea minții, tot în această zonă, vorbim din punct de vedere științific. Și avem pe domn Florin Munteanu, domnul Tudor, doctor Tudor Vasile, prieten cu colegul nostru aici de față, vorbim despre științe și science fiction și comunicare. Așa. Ați văzut mai devreme imagini de la Potrica SF. WorldSpark este un alt program care îl coordonează Lucian Oancea. Avem concurs de proză, literatură și arte vizuale SF. Coordonarea grupului String al lui Mihaela Muraru Mândra. Se dau premii fiecare seară pentru diverse întâmplări. Avem o revistă Atlanticron, unde Adrian Bănuță este redactor șef, dar tot în coordonarea centrului String, și Radio Atlanticron, care vorbește de jurnalism, unde să și mergi de mâine. În fiecare vară avem 2 ore pe zi program în care se vorbește. Vigista, sau cum se spune, speakerița de la radio, era Nicol Vasilkovski la un moment dat, și se spune că e o fată care vine cu noi de când era puțin mai mare decât ești. Și la ora actuală și-a dat doctoratul, își dă al doilea doctorat, vorbește 6 limbi, dragă, nu știu ce, chineză, mandarină, una din astea. Lume, înțelegi? Acolo nu se duce chiar oricine. N-ai loc. Dacă vrei neapărat numai să bei și să dai cu piciorul minge, nu e numai asta. Poți să și alergi, poți să faci un pic de schimb, poți să te cațări în copaci, dar nu e numai asta. În schimb, îți hrănești creierul cu ce vrei tu. Și acolo, pe străzile satului planetar, satul înseamnă 2 alei, că asta e tot acolo, poți să pui orice întrebare, ai să găsești pe cineva care să-ți răspundă, care știe să-ți răspundă, care poate să spună, dacă nu știe exact, poate să spune, e cam așa, importanța asta. Vreau să mai spun aici, legat de cei care au postura de lectori. Adrian Lala a venit de tânăr, era student, a participat în grupul Florin Munteanu, a devenit lector. Și ceea ce mă bucură și mai tare, acum este student la Sorbona. Apropo de reușita în viață. Am aflat de la cei care au aplicat la multe universități din vest că Atlanticron a contribuit la greutatea CV-ului lor. Uh-huh. Și spunând că a făcut parte din, sau spunând că numai simplu participant, dar mai ales lector, a cântărit la acceptarea acestora
la mari universități. Avem destul de mulți în zona artelor care au fost acceptați la Londra. La fel, menționând că a participat 3 ediții la Atlantic Run, la programul de vară Atlantic Run. Asta nu am decât să mă bucure. Uite, aici ne oprim la seara. Și încă o dată mai spun despre... Multe puțin. Uite, asta și pe un cealalt. Soarele apune. E un moment absolut feeric și stăteam cu Roberto Coalia pe Puntea Bacului și Roberto zice, am mai multe cărți la mine și nu îndrăznesc, pe care vreau să le citesc, dar nu îndrăznesc să le deschid, pentru că e atât de frumos aici, încât nu îndrăznesc să schimb imagine. Multe pe apus cu totul. Așa arată Dunărea. Și mă rog, aici sunt concluziile lui Coalia și aranja puțin poza să pară mai poza lui, să fie mai futuristică. Vorbeai de arte vizuală și abia mai devreme acele măști. Este o bucățică din programul de artă și cultură lumii noi acolo. Anul acesta am pregătit un atelier de producție de film. Vă spuneam de colegii care studiază în afară. Avem doi puști, Adrian Cruceanu, e student la Londra, la arte vizuale, și Adrian Cristian Mulău este student la IATC la București. Au venit de mici, de clasa noua, erau când au venit la Atlantic Run și acum vor să se implice ca să arate ei altora despre ce este vorba. Avem arte decorative, science art, e nou, vom face două proiecte, acrylic painting, pop art, din nou, pentru că s-a cerut, Irish Dance. Danube River Irish Dance. Un olandez mititel a învățat să cânte la un instrument din Oltenia. Un instrument popular. Ocarina, de genul ăsta, da, ceva de genul ăsta. Și era foarte încântat de sine. Atelier de fotografie. Avem câțiva colegi care se pricep și care vor să facă și un atelier, o clasă, pentru că nu e de ajuns să-ți iei un aparat în mână de fotografie, ci și cum mai faci o fotografie reușită. Asta se învață, vedeți că numai cât am prezentat până acum și deja nu ai cum să le acoperi sau nici măcar n-ai cum să mergi, stai și la fiecare că îți ia prea mult. Dar e vacanță și pentru vacanță avem și un program, avem colegi care se ocupă de musical performance. Cine fac asta? Doi actori, tot actori tineri. Unul dintre ei e Mihai Axinte, a terminat IATC-ul și este instructor de tobe. Și Maria Păduraru este fata actorului Mihai Păduraru. Este studentă la actorie în Londra și și-a luat special vacanța, vine de acolo, vine la Atlantic Run și vrea să facă mai multe lucruri pentru cei de acolo. Programe de sport, evident. Eu vreau și colegul mai devreme, Cristi, că în zona asta ezotericului, nu? Uite, avem și programe de meditație. Ați avut și astrologie. Astăzi. Să știi că am văzut CV-a unui mare astrologia noastră care a avansat în grad, în cunoștințele de astrologie, de defecte, pentru că a venit și le-a rostit pe insulă. Avem și program de prim ajutor, la care am fost surprins să constat un interes foarte mare din partea celor tineri. Da, și să spunem că e o echipă de la Smurd, mi se pare. O echipă de vreo 7 medici. Da, care vine de bunăvoie și nesilită de nimeni, au și rămas acolo și le place foarte tare. Printre altele, dacă sunt doritori să vadă cum se trage cu un arc, avem și o competiție de arc, un atelier de Qigong. Da. O zonă de asta mai ciudată. Adriana Gheorghe e cu concurs de tir cu arcul, da, acolo. Șah, competiții de șah, de darts, de badminton, de volei, de Skanderberg, de campionat de bridge. Uite, sunt chestiuni care țin de vacanță, țin de timpul liber și cine ajunge acolo o să aibă surpriza că nu prea eu prește puțin, Ghizmo. O vacanță de asta în fiecare zi să ai așa ceva. Cred că ar fi minunat. E minunat, nu? Da. De ce nu facem asta? De ce nu strângi colegele și zice, ia să facem noi asta? Dacă ne întreb pe noi, uite, că-ți vine unchiul și îți face experiența acolo, cum ne zice el că-ți face, ne scrie acolo și lumea citește, aducem telescop. Facem rost de niște roboți care se mișune pe acolo, nu? Da. Ei, acum zi-ne ce crezi despre tabără și pormi de blusorină. Cred că tabăra este minunată și orice copil ar vrea să meargă aici. Ce-ar mai trebui? Ce ai mai aduce tu? N-aș mai aduce nimic. Cred că este foarte frumos așa cum e. Tot eu n-am mai trebuit ceva. Niciodată nu e perfect.
tot, îți mai vine o idee, mai faci. E tabără de știință și imaginație. Dacă îți vine vreo idee, să ne comunici cu, uite, spunem directorului și să spunem acum că Sorin are mare experiență în lucru cu deal de tine, pentru că fata lui mai mare, cred că e de la un an, Gabriela, pe insulă. Da, am așa că era în octombrie, era, un an, da. Da, când era mergătoare, deja era acolo. Iar cea mică e de-abia acum, în clasa, a trecut într-a treia, nu? A doua. A treia, nu-mi minte așa, a trecut într-a treia și e, deci, două rutinate acolo, îți dai seama. Nu, dar chiar și chiar a insistat, mă rog, mi-a zis de... Ea acum vrea să învețe pe ceilalți să facă origami și ca tare, chiar avem un program special, Atlantic Run Club, pentru juniori și avem origami și știința pentru cei mici, pentru copii. Dar și au un program, avem o problemă cu ei, pentru că chestia cu dormitul. Trebuie să se culce, adorme seara, pe unde care cum apucă, până la cort, că vor stea până târziu. Și a doua zi știu că trebuie să se scoale pentru a participa la atelierul de roboți, atelierul de... Ce mai au pe acolo? Și va coordona Lenuș Grosu, este coordonatorul programului, dar cu cei mici, împreună cu cei mici. Să ne oprim pentru un moment de promo. Imaginația copiilor poate schimba lumea. Cu telecomanda Techie, ei își vor găsi inspirația în documentare fascinante și în cele mai amuzante desene animate. Techie, inovația pentru copii. O să fiu avocat. O să fiu arhitect. O să fiu jurnalist. O să fiu economist. Într-o zi o să ajung în vârf. Te așteaptă o universitate acreditată, cu profesori de excepție și condiții moderne de studiu la taxe avantajoase. Tu unde o să te înscrii? Înscrie-te la Universitatea Spiru Haret. Pentru succes. Din cauza dreptului de autor. Forum IT, o emisiune mozaic, o emisiune de dezbatere. În ea veți reuși să aflați despre hardware, software, educație, tot ceea ce vă interesează atunci când vă gândiți, alături de familie sau de prieteni, să achiziționați un sistem. Pentru dumneavoastră sau poate pentru locul în care lucrați. În fiecare sâmbătă de la 18:30. Forum IT. Mișcare, sănătate și frumusețe. Vreți să fiți supli, frumoși, sănătoși și în pas cu moda? Cei mai cunoscuți specialiști te așteaptă cu sfaturi în fiecare duminică de la ora 14 la Mișcare, sănătate și frumusețe. Să nu lipsiți! Lumea văzută de aproape, o emisiune care vă invită să cunoașteți și să înțelegeți evenimentele internaționale la zi. Lumea văzută de aproape, o posibilitate la îndemâna dumneavoastră pentru citirea corectă a realităților de azi, ce pot determina cursul zilei de mâine. Lumea văzută de aproape, o emisiune de Neagu Udroiu. Muzica trebuie să fie scânteia ce aprinde focul în sufletul omenesc, afirma Ludwig van Beethoven. În cadrul Amfiteatrului Muzelor, pianista Ilinca Dumitrescu, nume de prestigiu al artei interpretative românești, personalitate artistică de anvergură internațională, vă invită în fiecare vineri la ora 23 să pătrundeți alături de ea și invitații săi în fascinanta lume a muzicii și artelor. We'll be right back.
Am revenit, Ghismo, Sorin Repanovici și Cristian Român și cu mine susținem o discuție despre știință și imaginație. Eu cred că nu se poate trăi fără imaginație. Când erai mică, ziceai prințesele. Nepoțelul meu odată se ridică de la calculator, că așa e viața acum, cred că avea 4 ani și zice, of, am de salvat atâtea prințese. Nu? Te joci la calculator? Da, mă mai joc uneori. Uneori? Nu te lasă? Nu? Nu, tatăl ei nu prea lasă, dar aseară am văzut un film extrem de surprinzător. Nu știu dacă știi serialul britanic, Dr. Who. Da. Este un episod acolo, Blink se numește episodul, în care este o discuție despre paradoxurile călătoriei în timp. După ce am văzut filmul, am stat de vorbă până târziu, am văzut mai multe din seria asta, despre paradoxurile astea ale timpului. A lipsit, n-a fost la noi prinsul, n-a fost 2001, ca să-mi dai seama cum e de mult mai mult. Și ai fi înfierat în stilul propriu pe David Anderson, care a ținut curs de fizica timpului. Dar nu știu la ce vă referiți. Eu am vorbit acum despre ceva SF. Când vorbim despre SF, vorbim despre SF. Când vorbim despre imaginație, vorbim despre imaginație. Când vorbim despre un om care aduce oameni bolnavi de cancer și îi tratează cu cristalul terapie, când aduce un om care tratează de diagnostice de cancer, fără să fie calificat în asta, cu radiestezie, atunci îmi pare rău. Eu nu vreau să aduc în discuție subiectul ăsta. A fost o discuție dinainte. Nu, e vorba de alt personaj, că nu de Anderson era vorba acum. Bun. Deci nu de SF era vorba. O întâlnire cu domnul, cu chimistul Ștefan Manea, într-o discuție anti-homeopatie, și a venit domnul Manea cu cu un adevăr. Acul albinei care înțeapă transmite o cantitate de otravă atât de mică încât practic nu e măsurabilă. Și totuși efectul este imediat, mai ales dacă te înțeapă în limbă sau în jugulară sau în... Mai că preparatul homeopatic, cantitatea de substanță e nulă. E nulă, domnul profesor. Nu e. O moleculă. Un C30, dincolo de C30, că le știu, nu există nici o moleculă. Sunteți invitați amândoi pe insulă și Ghismo firește și eu sunt convins că va veni și să acolo să te iei la trântă cu cei care. Totuși, apropo de diferențele de opinie, să zicem așa, avem aici, au toți șansa aici ca să cunoască totuși oamenii specialiști în diferite domenii, contestați sau mai puțin contestați sau agreați sau acceptați. Noi, de regulă, ne interesează ca să ducem oamenii acceptați și respectați. Aș vrea să amintesc câțiva dintre cei care am invitat acesta pentru a fi vorbitori, în engleză se numește speakers, așa la Caridava. Cel mai interesant îl considerăm pe Gay Jochen, este președintele cluburilor UNESCO din Statele Unite ale Americii, cu experiență în a lucra cu organizații neguvernamentale, cu mulți tineri, nu numai în Statele Unite, ci și în lume. Să vorbesc de Roberto Coalia, deja el este parte din acest cadru. Florin Munteanu, deja îl știm, este implicat și în foarte tare parte de știință. Jeanette Crowley este un autor american, un scriitor american recunoscut pentru lucrările din domeniul mai mult partea istorică și zona Machu Picchu și ceva de parte. Da, și cu ipotezele lui, care pot să fie și transmite. De pildă, s-a ocupat foarte tare de așa zisele piramide care sunt în Bosnia. Mm-hmm. Sunt niște ipoteze lansate, cum că să vezi dealurile care ar fi în realitate niște piramide. Mm-hmm. N-au fost decopertate, ca să ne uităm. Dan Farcaș, știm, scriitor despre OZN-uri, este o tematică care este abordată deseori, mai ales în ultima perioadă. Corneliu Chișu este singurul român membru al Parlamentului Canadian, dar și fost scrimer de performanță, membru al Grupului Național. Dr. Teodor Vasile, Peter Moon, un scriitor american, tot într-o zonă, să zicem, interesantă, dacă vezi, la mod acum. Avem unitate din Africa de Sud, care are un program asemănător cu Atlantic Ron și l-am invitat să aibă și experiența românească. Valentin Nicolau este scriitor și publicist. Pierre Dechilerin este respectabil cercetător în domeniul științei sportului. Scriitorul Sebastian Korn, de fapt domnul Cristian Chirculescu. Domnul doctor Leon Zăgran este psiholog, este
neuroscientist, nici nu știu dacă românește avem. Da. Neurolog, aș putea să zic. Neuroștiințe, e profesor la Academia de Medicină. Ana Maria Zegran, doctor Lucian Biro, Simona Stoicescu. Domnul Biro în zona energiei nucleare. Da, întotdeauna. A fost la un moment dat expert. Deci expert în energie. Din partea energeticii nucleare vine întotdeauna cineva, pentru că ei chiar ne ajută în a avea lumină electrică pe insulă. Să sperăm că internet, nu avem probleme de data asta. Suntem în discuții cu câțiva parteneri să obținem sprijinul pentru a avea o legătură stabilă de internet. V-am spus, targetul fiind acele primele 2-3 zile când avem amortizarea lui Curiosity, dar și câteva teleconferințe cu invitații care avem virtuali din Statele Unite ale Americii. Unul dintre fiind Michael Gelb. Se găsește aici pe site-ul nostru. Este un scriitor important. Autor, speaker, consultant. Acum 4 ani ne-am pomenit cu un sociolog de Hong Kong. Era membru al Academiei de Știință a Statelor Unite ale Marii Britanii, exact, este antropolog și el coordonatorul unei organizații neguvernamentale în Singapore. Foarte interesant, deci specialitatea fiind antropologia și s-a ocupat, a contribuit, a fost coordonator atlantic pentru un program de interculturalitate. Chiar am avut un program interesant în acel an, având reprezentanți de pe 3 continente, 3-4 culturi, la un moment dat erau civilizații diferite, abordări diferite și a fost chiar interesant. În afară de acești invitați, trebuie să vă spunem că, bun, îi fiu coordonatorul, dar împreună cu mine sunt încă alți 40 de colegi, fiecare cu specificul lui. Avem o echipă internațională. Statele Unite ale Americii au baza, de vorba de World Genesis Foundation, și l-aș menționa aici pe David Anderson, un prieten al nostru și președintele asociației World Genesis, și pe Heather Catton, la fel și în aceeași organizație, foarte inimoși și s-au implicat din nou în acest an și cu coordonarea programului invitațiilor străini și nu numai, și partea de logistică și financiară. Al 23-lea an, da? Nu ediție, da, 23 de ani, dar ca ediție noi le cronometrăm altfel cumva, mă rog, avem 24 ediție, la anul avem a 25-a ediție, când avem un sfert de secol. M-aș fi bucurat să vină și primarul Hânsă de la Cernavodă, cu care am convenit să încercăm să facem cumva două lucruri, să rămână cumva, după 25 de ani de Atlanticron, a fi o statuie, să rămână undeva la Cernavodă, care să amintească despre ceea ce s-a întâmplat lângă Cernavodă, dar ceva ce a fost făcut de către comunitatea din Cernavodă, deci o statuie, și colegii mei chiar propunea să deschidem o discuție cu cei de la Romfilatelia pentru a avea o ediție de timbre. Ar fi foarte frumos. Asta merită să fie. Deci două proiecte care le propune și le discutăm. Monumentul ăsta l-aș vedea făcut din oțel și în fiptării insulă, să nu poată să-l ia nimeni. Nu, ne gândim până la urmă, dacă atâta vreme despre ceea ce va fi nou peste ani și de tehnologii, ne-am gândit să vedem o statuie inteligentă. Inteligent înseamnă să se asigure singură iluminatul sau anumite tehnologie pentru, știu, poate chiar și ca mișcare, vom vedea. Va trebui să apelăm la experți și avem și pe instituții care pot da soluții pentru așa ceva. Am lăsat la urmă, sau după aceea, să mai fac o pauză poate și pe domnul Șarău mai invită să mai... Nu trebuie să-i dăm curaj să vorbească ea. Vedeți ce face școala din nou? Da. Îl ține pom în bancă și nu lasă să intervină în discuții. Nu-l învață să intervină în discuții, da. Da, vă învață să faceți lecții de elocință, se cheamă. Vă spune cineva, profesoara, acum e și contrazice-mă. Așa trebuie să fie. Nu. Ei, cum se contrazice? Nu, deocamdată nu, dar să știți că știe niște cuvinte complicate, da. N-am s-o pun să le spun acum, că mi-e greu mie să le pronunț. Mergând des la olimpiada din acesta de limba română, face totuși un soi de pregătire separat. Dar aș vrea să zic că a fost o mică dispută mai devreme. Din punctul meu de vedere, nu, a fost prietenească, eu când se alege zona asta sunt puțin. Adevărul e că omul are nevoie de imaginație, are nevoie de știință, iar acolo, pe insula asta, lucrurile se întâlnesc.
Și este extraordinar acest lucru și eu totdeauna am fost fascinat și de Atlantic Run și n-am avut și nu o să am niciodată decât cuvinte extrem de bune. Dar evident, există și un imens regret vis-a-vis de câteva mici detalii. Am crescut cu science fiction, deci și dragostea asta pentru... vreau să precizez. Science fiction-ul este o chestie neapărat în, trebuie să existe în viața oricărui viitor unde știți. Nu amestecăm una cu alta, asta vreau să spun, Sorin. Știința cu imaginația, totuși, dați-vă voi să vin cu un singur exemplu. Există o lege care se cheamă atracție universală. Toate corpurile se atrag între ele după o forță egal cu K-1, masa primului corp, amulțită cu masa celor doilea și dăm parța asta la rădăcină la pătrat. Domnul care a descoperit povestea asta, zice legenda că a descoperit că i-a căzut un măr în cap. I-a căzut un măr în cap și el a zis formula, forța, m-a pocnit mărul ăla, masa mărului, masa capului și a scos formula asta. Se numește Isaac Newton. Ai învățat despre Newton, hai să mai înveți despre Newton tot timpul. E bine, am dat peste o scrisoare în care Newton, după ce își publică legea lui, îi scrie unui prieten. Numai un om fără scaun la cap se poate gândi că între două obiecte care nu se ating, care nu se împing unul spre altul, care nu se duc, poate exista o forță care să le atragă. Înțelegi? Ce vreau să spun? Că sunt momente ale societății, ale istoriei, ale inteligenței umane, când bunul simț refuză ceea ce îți dă descoperirea strictă, științifică. Newton n-a fost prost, să spunem, nu? Nu, am toată stima pentru el. Dar ar trebui odată o discuție mai largă peste și în legătură cu Newton. Să spun de ce, acum intrăm în zona, să zicem, mai tabloidizată. Prietenul Newton a fost și un pasionat alchimist. El a căutat piatra filozofală multă vreme. Tot prietenul Newton a profețit sfârșitul lumii. Da. În 2006 s-a făcut calcule pe Biblie. Oamenii de știință trebuie luați în întregime. Dar ai și ceva valabil de tot, nu? Bineînțeles că ai și ceva valabil. Aici e o discuție și despre sistemele filozofice. Să știți, Newton a definit-o ca forță de atracție. Dincolo de canalul mânecii se vorbea de forță de împingere. Sunt niște lucruri interesante în acea vreme. Iar Newton rămâne în zona științei, eu nu fac ipoteze. Da. Vreau să intervin să spun, să continui ideea de mai devreme. Vă spuneam, m-am prescut science fiction-ul și tabăra science fiction a fost 10 ani de zile puternică. În 1999 a venit David Anderson la Capitava cu ocazia eclipsei. L-am cunoscut, evident că el a venit să ne vorbească nouă despre călătorii temporale. Eu eram un consumator de science fiction și evident că nu spui tu să vii acum să spui că de fapt călătorii în timp se... Noi le fumam călătorii temporale. Dar după un an de zile, discutând, cunoscându-l, mai știu, căutând pe internet și la vremea aceea se căuta foarte bine și se putea obține informații. Deci după un an de zile am avut o discuție cu el personală și l-am întrebat, să spune mie cum e cu unde e science fiction și unde este adevărul aici. Și mi-a zis decât atât, la vremea 2000 era. Pot să spun faptul că am trecut de mult de bariera dintre ficțiune și realitate. Cu cercetările în această zonă, a călătorilor temporale. Bine că nu mi-a făcut afirmația că, da, putem călători în. Dar din punct de vedere științific, a trecut de bariera dintre ficțiune și realitate de multă vreme. Mi-a zis la vremea anilor 2000. Apoi, ne uităm și sunt documente care, sau, mă rog, informații care pot fi găsite și în spațiu public pe internet, în care există finanțări pentru asemenea cercetări. Și lucrurile sunt destul de înaintate. Dar și curios acum, să știu care sunt ale. Sigur, putem dezvolta. Una din edițiile Atlanticului chiar așa s-a numit Când Science Fiction devine realitate. When Science Fiction comes to be true. Multe lucruri la acea ediție am discutat și putem știu, face referire la roboții lui Asimov început sau zborul pe lună sau care sunt realități. Vine că și aceste călătorii în timp, că de aici a pornit cumva discuția și de ce ați văzut la televizor, mi-a zis, eu nu sunt de părere că va mai fi ceva vreme, dar cu siguranță va veni și vremea când vom putea face aceste lucruri. Să adaug așa, o acoladă către cineva care a plecat dintre noi în luna iunie. În 10 iunie a murit Ray Bradbury. Ray Bradbury, un scriitor de science fiction extraordinar, fabulații peste fabulații, cronicile marțiene, întâlnirile imposibile între pământeni și marțieni, o carte minunată pe care n-a luat-o nimeni în seamă. El a venit cu o nebunie ca asta într-un autobuz,
toți stăteau cu telefon, stăteau cu un obiect la ureche în pumn și fiecare vorbea în dodii. Fiecare vorbea cu fiecare. Ți se pare nebunie că vorbești la telefonul mobil? Nu. Asta era nebunie. Asta era cu 56 de ani. Uite ce poate să-i treacă bolnavul ăsta prin minte. Tot el vine cu o chestie absolut. Zice, pe peretele casei să uită la emisiune de televiziune care e pe tot peretele, bal în parte și în două și aici să uită și... Ba mai mult ești obligat să te uiți la televiziune tot timpul, n-ai voie să citești cărți. Și scrie un roman absolut zguduitor, 451 Fahrenheit, în care cărțile sunt arse de societatea viitorului și n-ai voie decât televiziune. Numai și numai televiziune. E, sigur că l-am luat peste picior atunci toată societatea, mai ales că bătrânul Bradbury nu își lăsa fetițele lui să se uite la televizor. Fetele lui declarau presei, ocolindu-l pe tată, că noi suntem cele mai tâmpite fetițe din Statele Unite, fiindcă tata nu ne lasă la televizor, nu ne lasă să învățăm să conducem mașina, nu ne cu tata. Dar scria despre asta, da? Și continuă și pot să continui cu foarte multe, un vizionar care spunea niște aiurele la vremea aceea, care aiurele sunt pe pereții noștri. Asta e știința. Dar care nu-i plăcea tehnica, el a avut viziuni vis-a-vis de tehnologia viitorului. Este într-adevăr un om... În fiecare da. Am venit cu ceva la Atlantic Run, apoi de gadgeturi. Am trecut acest dispozitiv, acest gadget, a fost, cum se numește... Șmecheria. Am făcut foarte multe lucruri și arătat ce poate face tehnologia. Vorbim despre tehnologia ale viitorului. Da. Bun, și evident că se pune întrebarea... Așa a fost o impresie grozavă. Extraordinar. Asta la clubul de seară. Fiecare seară e un club și la care se arată ceva, se prezintă un film, vin unii care, se dau premii la cei mici. Bun, și apare în fiecare an apare problema și la anul ce va fi sau cu ce venim nou. Se știe, mă rog, s-au și făcut și demonstrații că sunt obiecte zburătoare, mici, autonome, care se poate însoți ca persoană. Deci, dar vorbim de tehnologie, la fel. Am luat asta, sperăm să putem face această dovadă că cu ajutorul acestor dispozitive putem coordona mai multe obiecte zburătoare care să meargă să facă anumite lucruri pe insulă. Sunt quadroptere. De dimineață am văzut un film cu tânăra mea nepoată aici prezentă, cânta o arie, bucata muzicală, tema din James Bond, cu vreo 6 mașinerii de-astea. Așa e. Încercăm și să facem, să atragem atenția asupra da. A ce poate... E celebrul bancul cu pisica și câinele care cântau la pian amândoi și cineva uluit întreabă, bun, chiar știu să cânte la pian amândoi? Zice, nu, numai pisica, câinele se preface. Așa, iar ăsta a fost clou într-una din seri. Arată-o, te rog frumos, pe... Mă rog, tableta asta e destul de cunoscut. Experiența fiind de felul ăsta, vreți să ne uităm la o constelație? Care constelație? Ce stea? Care stea? Și în programul care e acolo, dacă o așezi potrivit, acolo îți arată că, uite, în Ursa Mare, Mizar, Alcor, în Ursa Mică sunt acolo, le poți vedea. Da. Există și pe telefon. Tânăra noastră prietenă aici de față are și pe aplicație care se uită cu telefonul și vede... Un program seismologic. Ne-a pus să sărim toți în păinița aia, bum, 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 s-a făcut cutremur în păiniță, că insula e mică, știi? Și imediat a fost semnalul ăla, știu cum se întâmplă, la cutremur. Deci, 1000 de utilități. De-aia spuneam că fiecare ne propune să venim cu ceva deosebit, care să le atragem atenție, uite, că am așa ceva. Și am încercat să anticipăm. Chiar de când am transformat tabăra SF în Academie de Vară, chiar dacă e pompos termenul, am folosit ca și titulatură, ca și nume al fiecărei ediții, a avut cuvântul viitor. Viitorul este mâinile tale, viitor, gândim viitorul și așa mai departe. Deci tematici care să, și am ales așa tematică care să aducă în atenția lor, să le ofere. Uite, cam așa, o imagine, cam așa s-ar întâmpla lucrurile peste ceva vreme, peste ceva ani. Era vreo la un dat de un program așa în care să am o cabină telefonică și să vorbesc în viitor. Să intru în cabină, pun mâna pe telefon și zic către 2025 sau 2030 și întreb când fetițele lui Gizmo au ajuns pe insulă? Ce ți-ar plăcea? Ce gadget, ce obiect din acesta de tip? Sau cu ce ai venit tu să le arăți? Ce ai vrea să ai? Sau ce vrea să arăți vreodată? Hai, imaginează-ți
experiențele pe care le face Cristi? Da, aș vrea. Nu, eu vreau acum să-și imagineze un obiect din acesta, de tip tabletă. Cum ar arăta în viitor? Cum ai vrea să fie? Să se vină mai ușor. Nu vom mai avea tablete sau ceva. Nu, eu deja mă gândesc că asta, aici vreau să ajung, că am văzut dimineață un filmuleț cu tabletele viitorului, dintre care una avea ecranul roluibil. Îl răsucea, îl purtai în buzunar. Sau masa devine la un moment dat. Nici măcar așa nu va fi. Adică o să apară pe în față. Stai puțin, că am văzut cu toții războiul, filmele, cele, trilogia aia cu Războiul Stelelor. Păi acolo se face așa un ecran care apare și dispare. Exact. Tridimensional. Mai dezvolui acum că cei de la Microsoft vor veni cu tehnologia care permite, acum se studiază inclusiv varianta ca această tehnologie, Kinetics-ul, să-i folosească medicină. De la distanță să poți opera, numai manevrând, de fapt nici nu manevrezi nimic, ci pur și simplu mimezi, arăți mișcările și știi. Cine știe cum va fi, știi? Pe cine operează ăla care trebuie să opereze, știi, robotul? Și de ia pe vecinul și îl operează la piciorul care n-a nimic. În 1999, apropo de ce înseamnă tehnologia, am avut o șansă ca să merg la, am mers cu olimpici în 99 la Las Vegas, era Comdex, deci era cea mai mare expoziție mondială, așa cum se face fiecare an de fapt, de electronice. Și atunci am văzut pentru prima dată un monitor, se spune acum, mă rog, plat. Și m-am gândit să întreb, bun, care ar fi prețul, că era interesant. Și pensam, nu, asta vor apare peste vreo 5 ani. Și nu înțelegeam cum, adică, îl vedeam acolo. Era la expoziție și era, mă rog, mai multe companii de astea de legănici. Și mi-a explicat insistent să mă facă să înțeleg că totuși sunt lucruri care vor apare după un anumit număr de ani pe piață. Nu avem să cred. După aceea am obișnuit cu acest procedeu, acest mecanism. Tehnologie socială, exact, economică. Și da? Am avut ocazia și la Capital am făcut aceste lucruri, am adus ca tehnologie biometria, nanotehnologiile, am vorbit despre ele, l-am arătat cum arată, lucruri care au apărut pe piață și au apărut în viața noastră de zi cu zi după un număr de ani. Și apropo de, dacă acest gadget este acum aici, suntem încântați de el, și apropo de ce va urma, evident că tendința este ca să fie o interacțiune om-mașină cât mai aproape. Cât mai naturală. Da, asta spun eu. Dar ei care de acum schimbă puțin mentalitatea și modul de a vedea lucrurile, ei peste 3-4 ani de zile vor merge către școli și, mă rog, către viață mai departe și vor spune, nu mai vrem așa, vrem așa. Și vor lucra, probabil că elitele astea vor lucra direct cu elevii de școală mică. Elevii de școală mică. Și aici vă amintesc că un domn pe nume Arthur C. Clarke a scris un roman care se cheamă Sfârșitul copilăriei. Și în romanul ăla ne spune așa. Vine o vreme, romanul e mai complex, vin și niște overlords, adică o rasă străină care să ne păzească, fiindcă noi suntem așa de răi și proști pe pământ că facem războaie. Și ca să nu ne distrugem, vin să ne păzească. Și toate noutățile care, cu care vin aceia, dar și cu totul, tot ce creează oamenii, sunt toate preluate de lumea mică. Și copiii, la un moment dat, ies din realitate. Nu mai rămân decât adulții și bătrânii. Și până la urmă, un fel de așa de folie de viață inteligentă se desprinde de pământ și pleacă. Voi, lumea voastră, se duce într-o super lume care este numai a gândirii pure, a gândirii, și restul noi rămânem pe pământ să mai trăim cât mai avem de trăit. S-a terminat copilăria speciei noastre și se duc în altă parte. Altfel, pentru că socoteau overlordii ăștia care ne invadaseră ca să ne păzească, suntem o specie de foarte mare viitor, cu foarte mari posibilități, dar trebuie să ne ferească să nu ne sinucidem. Astea sunt povești care se spun pe insulă, înțelegi? La focul de tabără, care acum e electronic, care acum e la tableta lui, la care e acum e pe televizor, peste tot, deci îți închipe, sunt ufișuri și în ufișuri sunt aparate electronice. Într-un loc în care soarele bate în capul unor aparate, aparatele se apucă să cânte noaptea. Mergi pe o alee undeva seara și niște senzori cu LED-uri se aprind. Și toată aleea pe care mergi tu, se aprind LED-urile și tu te duci mai departe. E fermecată. E o lume fermecată. Ce frumos a zis. Dacă n-am realizat acel program de Science Art, când a fost, era la mod de filmul, era un science fiction, nu mă rog să fac numele, grădinile din, bun,
Am încercat și am reușit pe noi să captăm atenția tocmai pentru, tocmai cu această interacțiune dintre știință și art. Tehnologie, senzori, mișcare, lumină, sunet, dar și cu elemente de culoare și lucruri din natură, care le găsim acolo. A fost ceva deosebit. Vreau să mai spun legat de, am să mai la urmă, special chestia asta, un program interesant care l-am propus și avem aici implicarea totală a lui Nemira. După 30 de ani vrem să anticipăm din nou. Apropo că Atlantica a fost 10 ani tabără science fiction, va fi unul din programele care le considerăm interesante pentru cei care participă acolo și m-aș bucura din nou ca anticipația să revină la ceea ce era cu anii în urmă. Valentin Nicolau și editura Nemira au anunțat că se deschide un proiect foarte larg în care se reia colecția de povestiri SF, întreruptă acum câteva vreme, dar se reia online și almar cu anticipația care încă va fi pe hârtie o vreme. Asta e? Vii la noi pe insula? Da. Da? Da. Vii cu experiențele pe care ți le face Cristi? Da. Și te facem profesoara direct la cei vititei de pe vaporaș. Dar ăștia o să vină imediat. Și nu o să te creadă că și ei au cenzorii lor și zic, ai șmecherii de luchiu. Nu spui așa că îți face? Da. Asta a fost știință și imaginație de astăzi. Încă o dată vă arăt Atlantic Run. Vă spun că este o experiență pedagogică unică, nu exagerez, în lume și este un succes pentru că sunt 23 de ani de când funcționează și mai înainte am mai făcut tabere de science fiction o vreme. Vă invităm să veniți acolo cât mai sunt încă locuri. Cumpărați-vă cortul, sacul de dormit, nu vă temeți de țânțar, luați alifii, dar luați degeaba că țânțarilor le place medicația pe care o folosiți și cu barca pe care o aveți acum în imagine, hai să încheiem pe asta. Noi o să vă treacă Sorin și echipa lui cu bacul peste brațul de Dunăre ca să ajungeți pe insulița asta fermecată. Luați, vă rog, imaginea de pe calculator și pe ea chiar să facem încheierea emisiunii.